Declarația politică pe care doresc să o prezint astăzi se numește Ne vaccinăm și scăpăm. Un număr record de vaccinări a fost înregistrat în ultimele zile. 127.948 de persoane vaccinate în raportarea de ieri. Cumva, oamenii au înțeles că această boală nu este o glumă, ci că diferența între viață și moarte o face un simplu vaccin. Însă cum am ajuns aici și de ce România nu a putut evita efectele valului 4, având în vedere că prin respectarea restricțiilor ne-am menținut destul de bine în primul an de pandemie în fața lumii? Răspunsul stă în câțiva factori cheie care au condus la decredibilizarea instituțiilor statului și implicit la eșecul campaniei de vaccinare. Fake news-uri, dezinformarea, un premier irresponsabil pe nume Florin Câțu, care la sfârșitul lunii mai 2021 a declarat că a învins pandemia și a ridicat restricțiile de protecție, precum și parlamentari, precum Șoșoacă sau cei din AUR, care au propagat o serie de discursuri antivacciniste și conspiraționiste, lipsa unei campanii de vaccinare coordonate cu seriozitate, colonelul Gheorghiță nefiind aici cea mai inspirată alegere. În toate țările europene, campania de vaccinare a fost coordonată de către ministerele de sănătate, ceea ce pare și logic de altfel. Ar fi trebuit să lăsăm experții în sănătate să-și facă treaba, dar într-un oarecare motiv, la noi a intervenit armata coordonată de către premierul Câțu. Vara aceasta, în timp ce vestul Europei se confrunta cu cel mai puternic val de îmbolnăviri, litoralul românesc era prin ochi, iar pandemia devenise un subiect tabu pentru românii noștri. Ce pandemie? Unde e pandemia? Bill Gates, chipuri, vor să ne omoare cu vaccinul, vor să ne lase infertili. Rolul pe care l-au jucat unii dintre actorii politici, anumite persoane publice, a contat contra luptei contra acestui virus în România. Românii tind să aibă încredere mai mult în anumite fețe cunoscute decât în oamenii de știință, iar lipsa de interes și de educație pe partea sanitară au făcut să avem parte de o tragedie națională cu câte 500 de morți pe zi. România este astăzi în doliu. Am ajuns în această situație, precum Italia la începutul pandemiei sau New York, când nu mai era niciun loc la morcă, iar trupurile neînsuflețite stăteau în camioane refrigerate pe străzi. Astăzi, companiile de pompe funebre nu mai fac față în România. Fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care a murit de COVID sau care a ajuns să fie tratat în spital. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acest dezastru sanitar. Florin Câțu, cât mai ții România în beznă? România nu are în momentul de față un guvern legitim. Un responsabil a ajuns să țină o țară întreagă în șah pentru că nu își poate accepta eșecul în această guvernare. Românii trebuie să conștientizeze că în acest război sanitar, fiecare dintre noi este responsabil pentru propria viață. Iar soluția e simplă. Ne vaccinăm și scăpăm.